Da, eu mă gândesc că o să fie o discuție mai un pic așa informală și amuzantă, așa că mă gândesc să fac, să-mi fac autocritică. Adică eu în ultimii 2-3 ani m-am retras un pic din activitatea cooperativă și de în general din activitatea academică, din toate activitățile până la urmă. Dar am revenit și am publicat anul acest, da, să zicem, în forță că este voluminos, e voluminoasă cartea. Cu un volum de o antologie a scrierilor, unora dintre scrierile colaboratoare ale membrelor școlii cristiene, care de fapt era programată de vreo 10 ani, deci încă o dată autocritica, și în anul următor promit să public studiul cel mai extins asupra implicării femeilor în școala cristiană și de asemenea o a doua antologie, de data asta de texte absolut savuroase, mult mai scurte și neacademice, din cele două curiere, deci practic din ceea ce a făcut echipele studențești și serviciul social și femeile implicate despre și cu femeile care au participat la ele. Notam acum în timp ce vorbeau domnul Roșta și Ionuț. Da. Mie mi s-a spus de mai multe ori motamor ceea ce mi s-a spus și lui Ionuț în mai multe instanțe, începând din 2001, că mă întreb spre o cale care nu are niciun viitor în acea instituție, apoi din nou în 2006, că sunt îndrumată greșit de domnul profesor Zoltán Roștaș. Am insistat pe calea aceasta pe care am ales-o și voiam să vă spun doar foarte pe scurt care este începutul. Începutul a fost în 2002-2003, când m-am întors de la masteratul de studii de gen de la Central European University. Eu n-am... Care se mută, da, de la Budapesta la Viena, e pe cale de mutare, acolo e o altă tragedie, nu intrăm în detalii, că ține mai mult de 2 minute după aia. Da, exact. Eu cu domnul Roșta și în timpul facultății nu am colaborat în mod special. N-am făcut lucrarea de licență cu dumnealui. Am făcut-o tot despre studii de gen și feminism cu Daniela Rovența Frumușani în 2000-2001. Care lipsește demotivat. Exact, exact. Cea mai lipsit nemotivat de la două lanțe. Da, revenind. Din întâmplare, s-a întâmplat să stau de vorbă cu domnul Roștaș când organizam admiterea la facultate și m-a întrebat despre ce am făcut la CIU. I-am povestit și știu că a reținut lucrul ăsta, nu l-aș fi reținut că l-am spus, decât dacă nu mi l-aș fi repetat el de multe ori, că într-un an de masterat am citit de 10 ori mai mult decât am citit și învățat în 4 ani de facultate, pe prima mea se făcea 4 ani de facultate. Și el a venit cu propunerea și a zis, tu cu interesul profund, mai mult decât interes academic, de implicare civică, activistă în drepturile femeilor, istoria femeilor, s-ar potrivi cu ceva ce n-a cercetat nimeni până acum, școala gustiană, implicarea femeilor în școala gustiană. Și de aici a început epopeea și în felul acesta mă aflu printre primele persoane care au făcut parte din cooperativa Gusti, chiar dacă în ultima perioadă am avut o prezență mult mai redusă decât mi-ar plăcea să fi fost. Ioan, masculină cu totul. De ce? Adică... Nu știu de ce. Da, ok. Bun. Mulțumesc domnului Roștaș, lui Ionuț și tuturor celor care muncesc foarte mult și dedică mult timp cooperativă. Zoli, e Roștaș? Eu ți-am spus mereu Roștaș. Iartă-mă! În urma celor 3 ani petrecut la Budapesta, S, scris S, se pronunță Ș în maghiară. Iartă-mă! Acum chiar trecem la
Am zis în sensul că sesiunea de comunicări și de comunicări și de comunicări